Câteva puburi din Anglia au fost închise după ce angajații, dar și o parte dintre clienți au fost depistați cu noul coronavirus în urma petrecerilor de la sfârșitul săptămânii trecute. În primul weekend de relaxare pentru englezi, măsurile de distanțare au fost ignorate complet, iar forțele de ordine au fost depășite. Acum vine nota de plată pentru anumite baruri care caută toți clienții din weekend ca să-i testeze. Reprezentanții acestor localuri au scris pe o rețea de socializare cum clienții lor au fost testați pozitiv. Conducerea puburilor a anunțat că tot personalul a fost testat pentru coronavirus, iar localurile sunt supuse unei dezinfecții profunde. Pe de altă parte, managerii puburilor speră să redeschidă în acest weekend.